Deputatul Cornelitu spune că pe centura ocolitoare a municipiului Gherla a apărut o denivelare din pricina scufundării fundației. Parlamentarul spune că vine o poartă grotele din care s-a exploatat țara aflate sub traseul centurii și care nu au fost luate în seamă de proiectanți și de constructori. Pentru a doua oară va trebui frezat, va trebui asfaltat și probabil că o să mai vină încă o dată un ministru și un director de drumuri județene să taie panglica. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Și trag un semnal de alarmă pentru că în domeniul infrastructurii se lucrează întotdeauna, poate în grabă și incorrect. Primarul municipiului Gherla, Ovidiu Dragan, recunoaște că șoseaua o ia din nou la vale, dar încearcă să minimalizeze pericolul. Eu nu am ce comenta cu privire la situația centurii din Gherla, nu intră în atribuțiile mele. Întrebați-i pe cei de la drumuri și poduri care răspunde acel drum. Dacă încă se poate circula acolo, înseamnă că se respectă parametrii de siguranță. Pe mine să mă sunați când se surpă centura și nu se mai poate circula, iar traficul prin oraș va fi din nou supraaglomerat. Le-a declarat primarul Ovidiu Dragan reporterilor Realitatea TV Cluj. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri nu au putut fi contactați pentru a comenta situația centurii din Gherla. Directorul Ion Pantelimon nu răspunde la telefon, iar în momentul în care l-am căutat la birou, secretarea dânsului ne-a spus că este plecat pe teren. Totuși, cei de la DRDP Cluj au montat în zonă mai mulți martori pentru a monitoriza alunecările de teren. Centura rămâne deschisă circulației, deși în orice moment am putea asista la o nouă surpare.